A căzut și în Mehedinți prima zăpadă acestei ierni. La Godeanu a nins aseară timp de câteva ore. Un strat de zăpadă timpurie s-a așternut, inclusiv pe carosabil. Angajații de la drumurile naționale au acționat prompt și au eliberat șoseaua. Prima zăpadă acestei ierni a căzut în Mehedinți, așa cum era de așteptat, în zona de munte, la Godeanu. Localnicii spun că după câteva ore de nisoare, stratul de nea a ajuns la aproximativ 5 cm. Pentru a preîntâmpina apariția unor probleme în trafic, angajații de la drumuri naționale au acționat imediat. Când a început să ningă? Aseară, pe la ora 18, m-a nins toată noaptea, dar a fost mai udicioasă, n-a fost o zăpadă mai fină. Acum s-a pus ploaia și a scăzut. S-a pus ploaia, a scăzut, dar a venit alta zăpadă. Câți centimetri avea zăpada? Avea 5 centimetri pe marginea drumului. Pe șosea au făcut treabă bună cei de la drumuri, au băgat utilajele de dezăpezire, nu a fost probleme cu circulația. În zona de munte a județului, localnicii se așteaptă la zăpezi în perioada următoare. Autoritățile locale spun că s-au pregătit să facă față chiar și unei ierni aprige. Suntem pregătiți pentru dezăpezire atât cu utilaje proprii, cât și avem și contracte cu diverse firme pentru dezăpezire. Avem 15 sate, distanța dintre cele două sate este de 42 de kilometri și avem de dezăpezit în total 100 de kilometri de drumuri comunale și străzi aferente. De obicei, în Mehedinți, primele ninsori au loc în zona localităților Godeanu și Obârșia Cloșani. Aici altitudinea depășește 900 de metri, iar cele mai mari probleme pe timp de iarnă apar pe drumul 67D, care străbate zona.